Din punctul de vedere al analizei financiare, săptămâna cuprinsă între 29 august și 4 septembrie ne oferă un eveniment care ne permite să formulăm câteva observații. Este vorba de faza lunii pline, care se va produce în zodia peștilor în ziua de 2 septembrie. Semnul peștilor este un semn mai degrabă al risipei, al cheltuirii banilor și avuției. Nu este un semn al economiei, al strângerii și acumulării. Din când în când, pe o anume conjunctură și în contextul anumitor tranzite, prin semnul peștilor, se poate vorbi de o clipă, să-i spunem, fatală, fericită, dar fatală, până la urmă, a unei îmbogățiri peste noapte, cum ar fi, de exemplu, cei care câștigă la ruletă sau la cărți sau la pariuri. Acești bani câștigați ușor se și risipesc ușor, iar de multe ori ei se și pot pierde prin gesturi nesăbuite, pentru că omul nu respectă banul câștigat atât de ușor. Este o chestiune foarte interesantă. Sumele, mai mici sau mai mari, câștigate cu efort, cu muncă, sunt respectate și bine chipzuite. Cele câștigate ușor sunt risipite ca un fel de exces care trebuie să continue sau ca un fel de deparasare de niște factori care cenzurează la nivelul conștiinței o serie de impulsuri. Dacă au câștigat banii greu, nu îi risipesc pe bijuterii sau nu îi risipesc pe plăceri. Cei mai mulți dintre oameni, dacă au câștigat ușor, își vor spune, pot să-mi fac și o plăcere, au venit repede, n-am muncit mult pentru ei, hai să fac ceva ce nu puteam să obțin cu veniturile de până acum. Așadar, este o latură facilă, este o latură superficială, pentru că nu permite bună administrare sau acumulare, este o latură legată de plăcere, de bucurie. În sfârșit, într-un anume context, poate să fie vorba chiar și de un soi de desfrâu, desfrâu culinar, desfrâu bahic, să facă o petrecere, să curgă vinul în valuri, ca semn al bunăstării, bucuriei, al jubilației, al plăcerii de a trăi. Nu este nimic rău în asta, doar că, firește, la capătul acestor excese se vor trezi cu mai puțin bani, în buzunar sau în cont. Din punctul de vedere al soarelui care tranzitează zodia Fecioarei, ne aflăm exact într-un teritoriu opus ca îndemn astral. E multă răbdare, capacitate de a aștepta până când se strânge o sumă dorită sau necesară pentru a se face o cumpărătură, o investiție. Este semnul administrației totale, rațiune pură și imposibilitate de a introduce factori care să tulbure aceste principii. Se bat cap în cap aceste două tendințe, poate că, fiind în opoziție, au și ele un rost, se constrâng una pe alta, sau cel puțin, soarele dinspre Fecioară poate să exercite un factor de prudență într-un moment în care luna îndeamnă, cum spuneam, la cheltuieli, la nevoia de a trăi, plăcerea de a cheltui. Aceasta la nivel individual. La nivel colectiv, putem vorbi mai degrabă de o latură importantă venită dinspre Fecioară și nu dinspre Pești, pentru că la nivelul unor instituții, cheltuielile nu se fac dezordonat și pe bază de impulsuri, așa cum se fac în plan individual. Omul poate să vadă o haină frumoasă în vitrină, nu rezistă, intră în magazin, o cumpără, dă mulți bani pe ea, dar e fericit. Astfel de intenții și de stări de spirit nu funcționează când este vorba de o instituție unde banii sunt controlați de diferite departamente, unde există un plan de venituri și cheltuieli, unde există o logică, o ierarhie care aprobă aceste cheltuieli, aceste cumpărături, aceste investiții, de la care se așteaptă fie un echilibru la nivelul producției, fie un mai bine la nivelul unui câștig scontat. Și atunci, ceea ce poate să producă un chip neplăcut și păgubitor pentru un individ în sine, luna plină nu poate să producă la nivelul instituțiilor, întreprinderilor, băncilor și așa mai departe. E un răstimp destul de scurt. Propriu-zis, maximumul durează niște minute, urmând ca faza de lună plină să-și exercite influența în scădere treptat pe 3, 4 și apoi pe 5 septembrie. Dar deja vorbim de niște influxuri care slăbesc cu fiecare oră. Din punctul de vedere însă al instituțiilor și bune administrări, tranzitul soarelui și chiar ipostaza lunii pline în Pești, care implică prezența soarelui în Fecioară, este mult mai profitabil, este avantajos, este chiar o clipă redutabilă, ca și cum unii și-ar reveni dintr-un moment de derivă și ar schimba întreaga lor conduită. Vor fi mai energici,
mai lucizi, mai vigilenți și mai dornici să facă acele lucruri pe care n-au avut timp sau n-au putut să le facă, și anume verificări, revizii, controle, inventare, reevaluări, să spunem, ale unui stoc de marfă, al unor prețuri. Și atunci se produc niște gesturi necesare. În acest moment se consideră, de exemplu, ca un lucru înțelept, unor categorii de mărfuri, să spunem, bunuri de larg consum, îmbrăcăminte, încălțăminte, să li se aplice o reducere de preț, tocmai pentru a spori vânzările și pentru a spori banii cash. Alte ori, poate să fie vorba de conservare a unor stocuri, dacă ne gândim la agricultură de cereale, pentru a se constitui niște rezerve ca niște garanții pentru toamnă, iarnă, până la anul pe vremea aceasta. Dacă nu se pot face și cumpărături, în ideea de a se consolida aceste stocuri, să avem pentru perioada iernii tot ceea ce trebuie. Stoc de cartofi, de unt de lemn, de porez, de făină, de mălai, lucruri necesare pentru alimentația fundamentală a populației, ca să nu fie puși în situația în care lucrurile merg mai greu și din punct de vedere uman și la capitolul întâlniri, comerț, pentru a nu fi surprinși de evenimentele exterioare care pot să tulbure bunul mers al comerțului interior sau exterior. Apoi este vorba și de o revizuire planului de producție în sine. Foarte multe persoane responsabile într-o întreprindere vor face o analiză. Ce au produs până acum? Dintr-un anume tip, cu niște parametri, cu anume cheltuieli și furnizându-le un anume venit. Dacă la această analiză se constată că există o disproporție, că nu este câștigul atât de mare, că pierderile au început să fie demne de luat în seamă, că investiția începe să fie mult prea costisitoare, se poate renunța. Se poate stopa un proces de producție și înlocui cu altul. Sau se poate ameliora sau se pot schimba niște date, să se producă o cantitate mai mică, în funcție și de cererea de piață. Și această reașezare, putem să-i spunem și din mers, este un lucru foarte util. Permite oricărei activități productive să țină pasul cu vremea, cu vremurile, cu contextul, cu piața, cu tendința cumpărătorilor sau cu direcțiile economice care se generează nu neapărat într-o anume țară, ci undeva pe plan mondial, pe un anume segment, de exemplu prețul petrolului sau prețul cărbunelui, în așa fel încât să fie în permanență într-un raport mulțumitor și coerent cu privire la ceea ce cheltuie și ceea ce primesc înapoi ca un câștig.